automobilelor situate pe străzile Primăverii, Iașilor, Plevnei, Siretului și București, în temeiul ordonanței Guvernului numărul 27/2002, privind regimul soluționării apetiților, va aduce la cunoștință următoarele. În fapt, anual, mai multe străzi, gospodării și alei pietonale din Alba Iulia sunt afectate de inundații după ploi torențiale sau scurte, din cauza sistemelor de canalizare defecte sau incapabile de a colecta întreg volumul de apă și deșeuri reziduale. Cele mai puternice inundații au fost înregistrate de fiecare dată pe bulevardul Încoronării din Alba Iulia, aproape de gară și cimitir, în cartierele Maier 1 și 2 și cartierul Lipoveni, unde apa acoperă partea carosabilă și inundă proprietățile private ale persoanelor. În ultimii ani, în Alba Iulia s-au înregistrat averse de ploaie care cumulau 25-30 litri pe metru pătrat. În tot acest timp, sistemele de canalizare nu au fost reabilitate, astfel că fenomenul inundațiilor să fie oprit, deși s-au formulat petiții individuale cu privire la aceeași problemă. În drept, conform articolul 36, alineatul 6, litera punctul 14, Consiliul Local are obligația de a asigura, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind 14. Serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local după caz. De asemenea, în sensul legii numărul 51/2006, obligația asigurării bunei funcționări a serviciului public local de canalizare și epurare a apelor uzate le revine autorităților administrației publice locale, în speță Consiliul Local Alba Iulia și primarului municipiului Alba Iulia, cât și operatorului serviciu de utilitate publică, în speță APA CTTA-SA. Totodată, articolul 36 alineatul 2 din legea numărul 51/2006 prevede că operatorii serviciilor de utilități publice au față de utilizatori următoarele obligații principale. B. Să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni. Aici cred că sunt persoane care au făcut de-a lungul timpului o grămadă de sesizări și nu știu dacă ați primit nimic. Dar nu răspunde la telefon. Domnul Compino, haideți un pic mai aproape. Deci nu numai eu sunt în cauză, eu nu cel mai inundat. Nu răspund la telefon. Întotdeauna sunăm la 112. Deci asta este problema. Nu vă supărați așa, de nesimțire casă. Nu, îți dă pompieri și pompierii vin săraci, iau de pe Siretul și o duc pe Iasul. Da. Asta e problema. Nu că vin. Vin, au fost foarte corect pompieri. Deci ISU nu ai... Ai ce reproș la ISU. Deci eu acum revenind la articolul ăsta, aici scrie negru pe alb. Deci ei trebuie să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deranjamente sau avarii apărute în funcționarea sistemelor de utilități publice și să limiteze durata intervențiilor, adică nu după un an. Apreciind că inundațiile din Alba Iulia sunt cauzate de defecțiune la sistemul de canalizare, obligația de... Articolul ăsta, cine despăgubește ceva? Și se nici o spus nouă. Cum? Da. N-are cine descurcuvită, da. Dacă noi suntem asigurați ca și casă. Noi suntem numai la dezastre naturale și am întrebat ce dezastre naturale? Aluviuni și alunecări de pe un revărsat de munte. Trebuie să faceți acțiuni civile care să dea societatea în judecare și nu cu și în judecare. Asta... Păi, dar nu scrie acolo pe... V-am interesat, da. Și eu. Trebuie să aveți, deci... acțiune judiciară și doar exact. V-am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar este, nu se încadrează în ceea ce spun ei, calamități naturale. Ne mai facem asigurări. Deci numai, domnul Pompiliu, eu o să încerc să citesc și următorul... Nu, nu, e bine că... A, nu, nu, mă rog. Apreciind că inundațiile din Alba Iulia sunt cauzate de defecțiune la sistemul de canalizare, obligația de reparare și stoparea efectelor vătămătoare revine societății APA CTTA-SA. Același articol stabilește în sarcina operatorului obligația de a plăti despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile provocate din culpa, inclusiv pentru restricțiile impuse destinatarilor de terenuri, autorilor de terenuri în perimetrul zonelor de protecție instituite, conform prevederilor legale, litera D. Distrugerea în tot sau în parte a unor părți din imobile situate pe străzi inundate creează obligație de despăgubire pentru prejudiciile patrimoniale create în sarcina operatorului și autorității administrației publice locale, chiar dacă până în prezent nu s-au formulat acțiuni judiciare pentru tragerea la răspundere civilă a operatorului, încă există vocația juridică a persoanelor prejudiciate de a-și recupera costurile efectuate pentru reparație printr-o justă despăgubire. Termenul de prescripție neintervenind în acest caz, deoarece ultimele inundații masive au avut loc în cursul anului 2016. Totuși, subsemnații consimt mai degrabă a solicita operatorul și autorității administrației publice locale de a înlătura cauzele tehnice provocatoare de inundații decât a formula acțiuni judiciare în vederea despăgubirii. Te salut!